Dragoș Dumitriu a fost infectat cu o formă urâtă de COVID-19 și a stat în spital mai mult de o lună. El s-a recuperat parțial în urma tratamentului, dar a murit sâmbătă seara în urma unui infarct post-COVID, la vârsta de 57 de ani. Anunțul a fost făcut de publicația Sputnik, acolo unde lucra ca jurnalist. Dragoș Dumitriu a devenit cunoscut mușcelenilor când și-a depus candidatura și a fost ales deputat de Mușcel în legislatura 2004-2008 din partea PRM. În 2008 a candidat pentru funcția de primar al municipiului Câmpulung, iar în 2012 și-a încercat din nou norocul pentru o funcție de parlamentar, de această dată din partea partidului PPDD. Din postura de candidat al funcției de primar a lansat mai multe idei care sunt la fel de actuale și astăzi. Orașul Câmpulung, capitala României, capitala țării românești, Câmpulung, este definit ca un oraș de cultură. Este inadmisibil ca în orașul în care s-a jucat prima piesă de teatru în limba română să nu există o trupă de teatru permanentă. Vreau să câștig primăria Câmpulungului. Înseamnă pentru mine un efort foarte mare. Un efort mai mare decât activitatea parlamentară. Dar îmi plac, era să zic îmi plac glumele mele, cum zice domnul Băsescu. Nu. Deci îmi plac proiectele mele, sunt mândru de ele și de modul în care au fost receptate și de echipa mea și de cetățenii cu care am discutat și chiar aș vrea să duc la bun sfârșit. O latura lui Dragoș Dumitriu, mai puțin cunoscută publicului, a fost aceea de iubitor al muntelui. Salvamont România rememorează acest aspect particular al personalității jurnalistului, arătând că a fost un iubitor al muntelui și al activității Salvamont România, activitatea de care a fost alături începând cu anii 90, participând la școlile naționale Salvamont și reflectând aspecte din această activitate în paginile revistei Alpin Extrem și editând albumul jubiliar cu ocazia 30 de ani de activitate Salvamont, Salvamont 1969-1999. Dumnezeu să-l odihnească!